that shoulder. Ui la el, sau vorba românului, ui la el. Așa, ui la el, vino mai aproape. Felicitări și baletului condus de Emil Rengle. Extraordinari, momente extraordinare. Foarte bine. Foarte bine. Mulțumesc. Așa, Denis Motanule, tare mult ți-a plăcut. Da, mi-a plăcut foarte mult. Felicitări, Unail. Mulțumesc frumos. Pro, ești excepțional, fantastic, fantastic. Zice, în timp ce cântai, stăteam și mă întrebam, de fapt, vocea României, despre cea mai puternică voce, cea mai bună voce, cea mai frumoasă voce. Cred că, pe lângă tot cumulul ăsta, în modul cel mai important, vocea României despre vocea care te inspiră cel mai mult. Și asta a fost și menționat în episoadele trecute de către colegii mei. Inspiri foarte mult, Unail. Felicitări! Mulțumesc frumos! Ia să vedem cât de inspirată e Irina! Vezi că Denis a ridicat foarte sus tacheta. Nota aia de final. Tu ești nota aia de final al acestei ediții. Tu ești Unail. Felicitări. Mulțumesc. A fost... A fost așa. Te-a uns pe suflet. Nota de final. Tudor, tușa de final. Unail, felicitări. Eu ascultam piesa asta și auzeam Bruno Mars. Și aș vrea să, dacă treci mai departe, sper să aibă Smiley curajul, că noi am avut o discuție despre Bruno Mars și Smiley spune că e greu de cântat și că e greu și de dat, dar mi-ar plăcea în parcursul ăsta al tău de la Vocea României să te aud cântând Bruno Mars, dacă desigur antrenorul decide că, sau antrenorii, scuză-mă Teo, n-am vrut să te exclud din acest minunat duet pe care îl faceți voi, vor considera că... E o piesă mișto. Felicitări pentru seara asta și ești foarte cool, așa cu totul. Mulțumesc, mulțumesc da, mult. Stilist Teo Roz, coregrafia Smiley. Da, bineînțeles. E al vostru. Este. Zi, Teo, încep tu.
Eu cred că vocea României n-ar trebui să fie doar pentru cântat. Eu cred că vocea României ar trebui să aibă un mesaj bun de spus tuturor românilor. Și cred că tu, Winael, ai venit cu un mesaj extraordinar pentru noi. Tu ești un mesaj în sine. Cred că ești despre respect, responsabilitate, omenie, bunătate și talent cu totul. Întruchipezi ceva extraordinar de bun și de frumos. Ești un exemplu pentru noi și îți mulțumim că ne-ai ales pe noi și că ești aici, în gașca noastră cu totul, la Vocea României. Știi ce? Mulțumesc. Acum, în timp ce vorbea Teo, m-am gândit, bă, în timp ce foarte mulți români pleacă din țară, că așa sunt condițiile, sunt nevoiți foarte mulți dintre ei, uite că sunt și oameni care vin din capătul celălalt al lumii ca să se stabilească în România. Bravo, ești curajos, îți doresc să ai succes ca român și îți doresc să ai succes la Vocea României. Ești o voce, într-adevăr, cum a spus Denis, ești o voce care inspiră. Pe mine mă inspiri și mă entuziasmez de fiecare dată când cânți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Maia! Winael, varianta internațională, Winael, varianta românească, Ninel. Dacă vă doriți ca el să meargă mai departe, votați-l prin SMS la 1264 cu textul Winael sau online pe votează vocea.protv.ro. Mulțumim! Winael Baldus! Mulțumim!